Inter Câmpulung este un club tânăr înființat în anul 2017, entitate sportivă care încearcă să se ridice și să țină pasul acestor vremuri din urmă. Are la ora actuală grupe de copii și juniori, precum și echipă de seniori care activează în Liga A4-a. Structura este una destul de complexă, oferind continuitate tinerilor sportivi la toate nivelele de vârstă, un lucru remarcabil ținând cont de faptul că acest club nu are decât 4 ani vechime. Cei care formează viitorii fotbaliști sunt Ovidiu Tică, Cristina Dorcioman și Alin Durdun. Cristina Dorcioman este în primul rând o deosebită formatoare de jucători, o antrenoare dedicată care excelează în procesele de inițiere ale tinerilor fotbaliști. Talentul său este unul evident, iar reușind să identifice și să extragă calitățile din fiecare copil, apoi să le cizeleze într-un mod deosebit, accentul activității sale fiind pus pe dezvoltarea părților pozitive ale micilor fotbaliști. Stângul spre dreapta, același lucru, haideți! Cu interiorul! Foarte bine! Nu ne grăbim! Hai Mario, ce faci? Nu mai vorbim! Foarte bine! Încercați să vă reveniți, inspirați și expirați! Următorul exercițiu, lovim mingea cu șiretul alternativ, aruncăm mingea ușor în aer, lovim cu șiretul, o prindem, ne deplasăm, pășim înainte, stângul, dreptul, nu prea sus mingea, nu prea sus, nu o pierdem, ținem de minge. Alin Durdun, fost jucător la FC Mușcelul Câmpulung, a antrenat mai multe echipe din ligile inferioare, iar acum antrenează atât micii jucători de la Inter, dar și pe cei de la Clubul Sportiv din Nicu Golescu. Ovidiu Ionuț Tică este un antrenor cu rezultate bune atât la nivel de echipe, cât și la nivel individual, contribuind la formarea unor jucători care au reușit să joace mai departe la seniori la nivel național. Bazat pe câteva principii simple, dar puternice de activitate, acesta a reușit să obțină câteva rezultate notabile atât în țară, cât și peste hotare cu echipele de juniori pe care le-a antrenat de-a lungul timpului, fiind prezent și obținând clasări pe podium la turnee din Spania, Ungaria și Grecia. În cadrul clubului, pe Inter Câmpulung, avem numai mini-fotbal și din această vară am înființat echipa de seniori de Liga A4-a. Suntem la mai multe categorii, avem 2012, 2013, 2014, 2015. Alături de noi avem și pe Bogdan Drăgănescu și Alin Durdun, deci suntem 4 care lucrăm, plus Marius Badiu care lucrează separat cu portarii. Deci fiecare antrenor răspunde de o anumită grupă. Cred că avem un număr la momentul ăsta undeva la, cred că 70-80 de copii. Practic fiecare grupă lucrează pe săptămână două antrenamente, undeva într-o oră jumătate, 2 pe antrenament. Ovidiu Tică și Alin Durdun sunt și antrenori ai echipei de fotbal Inter Câmpulung, care activează în Liga A4-a. Duminică, echipa condusă de cei 2 tehnicieni a reușit un frumos scor, câștigând în deplasare cu 9-1 întâlnirea cu ACS Bălilești.